și lumină. Da. Dar nu e o lupia. Natura s-a dezlănțuit în comuna Vâlcănești din județul Prahova, acolo unde fenomenele meteo extreme au adus ploi torențiale, grindină și inundații. Oamenii au rămas blocați în case, iar mai multe mașini au fost luate de viitură. Comuna Vâlcănești din Prahova a fost, astăzi, devastată de ploile torențiale și vijelii. Potrivit meteorologilor ANM, comuna Vâlcănești, la fel și alte 13 localități din Prahova, s-a aflat sub incidența unei avertizări meteo de tip cod portocaliu de averse torențiale. Meteorologii au anunțat precipitații de peste 35-40 de litri pe metru pătrat, însă, în realitate, volumul a fost mult mai mare, astfel încât străzile din comună s-au transformat în adevărate râuri. 3 autoturisme au fost luate de ape și duse la o distanță de 1 kilometru. În urma evenimentelor nu au fost raportate victime. Nivelul apei pârâului Sărata a crescut, duminică seară, în urma unei ploi torențiale, o viitură puternică formându-se în localitatea Vâlcănești din județul Prahova. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, viitura a luat 3 autoturisme care au fost duse de ape la o distanță de aproximativ 1 km. 2 dintre mașini erau abandonate, a treia fiind funcțională. În urma producerii viiturii, în localitate nu au fost raportate victime. Nivelul apelor pârâului este în continuare crescut, iar zona este monitorizată. Localitatea Vâlcănești s-a aflat duminică seară sub avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase, autoritățile emițând mesaje de avertizare ro-alert pentru persoanele din această localitate și din Urlați, Boldești-Scăeni, Valea Călugărească, Bucov, Vărbilău, Gura Vitioarei, Albești-Paleologu, Lipănești, Măgurele, Cocorăști-Misli, Dumbrăvești, Bălțești și Plopu.